Când cei dragi trec prin momente dificile, simțim nevoia să-i încurajăm. Am putea să le trimitem un mesaj încurajator, ambalat într-un format frumos. În acest tutorial îți voi arăta cum să creezi un mesaj îmbrăcat într-o formă vizuală pe care îl poți trimite cuiva în semn de sprijin. Îl poți posta online sau îl poți folosi pe punți de felicitare. În acest tutorial îți voi arăta cum poți crea un mesaj vizual de impact, pentru a-ți exprima ideile și emoțiile, nu doar prin cuvinte, ci și prin imagini. Vom folosi aplicația Canva și câteva șabloane pe care le găsim în această aplicație. După autentificarea în Canva, merg la șabloane și aleg poster Facebook, pentru că au o proporție care se potrivește mai bine în mai multe contexte. Vom putea posta imaginea pe mai multe rețele de socializare, o vom putea include într-o prezentare sau o vom putea folosi ca felicitare. Selectez creează de la zero un design. Se deschide un nou proiect, căruia îi dau un nume. Mesaj vizual. În partea stângă am o serie de șabloane pe care le pot folosi. Caut printre acestea un format care se potrivește cât mai bine cu mesajul meu. Mesajul pe care îl voi folosi ca exemplu este mai lung, deci trebuie să caut un șablon care se potrivește cu un text mai lung. Însă, voi explora mai multe șabloane pentru a vedea cum putem să testăm care design este mai potrivit. Când găsesc un șablon pe care vreau să-l testez, dau click pe el și se adaugă pe pagină. Adaug o pagină nouă pentru a testa următorul șablon. Dacă pe șabloanele pe care le aleg există sigla Canva, înseamnă că aceste imagini nu sunt gratuite și va trebui să le înlocuiesc. Acest lucru nu este o problemă pentru că majoritatea imaginilor nu se potrivesc cu mesajul meu și oricum vreau să le înlocuiesc. Am ales trei șabloane care îmi plac. Să vedem cum le voi personaliza. Primul lucru va fi să schimb textul cu mesajul meu. Dau clic în căsuța text și apoi selectez tot textul și îl înlocuiesc cu mesajul meu pe care l-am copiat din altă parte. Pot scrie direct mesajul, dar eu l-am pregătit dinainte. În loc de numele autorului citatului, scriu numele meu. Următorul pas este să schimb imaginea cu una care se potrivește cu mesajul meu. Acesta este despre speranță și depășirea dificultăților împreună. Merg la fotografii și caut după cuvântul speranță. Dintre fotografiile afișate, caut una care este gratuită. Dau click pe imagine și aceasta se adaugă pe slide. Șterg imaginea inițială și măresc și aranjez noua imagine. Apoi aranjez textul cu mesajul și cu numele astfel încât să se vadă cât mai bine. Dacă vreau să folosesc al doilea șablon, șterg tot textul care există pe pagină, pentru că voi copia textul meu de mai sus. Selectez toate obiectele de pe zona colorată și le șterg. Copiez textele din pagina anterioară. Apoi le aranjez ca să intre pe secțiunea colorată. Schimb fontul mesajului cu unul care mi se pare care are un impact vizual mai mare. Poți explora și încerca mai multe tipuri de fonturi, dar încearcă să găsești unul care este ușor de citit. Următorul lucru pe care îl schimb este culoarea. Selectez slide-ul și aleg o nouă culoare din paleta de culori sau pot adăuga codul HTML al unei culori anume. La final, schimb imaginea cu una care se potrivește mai bine cu mesajul meu. Pentru că este o imagine mai mare, o voi decupa astfel încât să intre pe toată înălțimea, dar să nu acopere textul. În cazul celui de-al treilea șablon, aș proceda la fel ca și în cazul celui de-al doilea, doar că tot designul s-ar organiza pe orizontală. Când sunt mulțumită de unul dintre mesaje, salvez pagina respectivă în format PNG. Pot posta imaginea pe rețele de socializare, o pot trimite prin e-mail sau o pot include într-o prezentare.